Pot afirma că România a făcut progrese uriașe din 2004 și până acum. Progresele care s-au făcut, s-au făcut pentru că procurorii și judecătorii au simțit că sunt liberi. Au simțit că nu mai au o presiune pe ei în a adopta o soluție sau alta. Au simțit că oamenii politici nu mai sunt intangibili. Vreau să știți că am fost conștient tot timpul că intervențiile frecvente pe această temă, atacurile la instituții care nu-și făceau treaba, ca de exemplu Parlamentul, la începuturi atacuri la Înalta Curte, la CSM, sunt de natură să-mi aducă prejudicii. Dar am știut în același timp că dacă o să tac la Cotroceni și o să privesc la lipsa de evoluție, niciodată românii nu vor înțelege că aici este cheia evoluției noastre. Justiția. Justiția aplicabilă tuturor. A fost nevoie și a fost un efort care de multe ori a avut ca răspuns umilirea mea, de dimineață până seara. Dar a fost un efort căruia m-am dedicat mai mult decât oricărui alt efort după siguranța națională. Efortul de a intra în dezbatere publică, de a mă bate, dacă vreți, și cu politicul, și cu potenți oameni de afaceri, deținători de trusturi de presă. Nu m-am bătut cu ziariști. Dar poate că rezultatul din 16 noiembrie are una din explicațiile mici și faptul că românii au înțeles ce înseamnă riscul de a se opri procesele de consolidare a independenței justiției. Poate. Din acest punct de vedere, am o mare satisfacție. Să știți că nu sunt deloc încrâncenat, dar ori de câte ori vorbesc de justiție, mi-aduc aminte câte am pătimit din cauza ei și a pozițiilor mele și îmi aduc aminte câți mă acuzau că justiția e la comanda mea, că la Cotroceni se stabilește cui să-i se facă dosar, cine să fie arestat, cine să fie condamnat. Eu sunt extrem de încurajat de discursul lor de după 16 noiembrie. Liberalii au început ceva mai devreme, de prin aprilie. Dar acum a venit și PSD-ul pe același discurs. Iată satisfacția mea după 10 ani de mandat. Să auzi PSD-iștii bătrâni vorbind de stat de drept.